Eu cred că practica asta ca să fie audiență aici în Parlamentul, în Parlament a președintelui Republicii, a diferitor persoane care vin cu probleme private, pur personale, care vin cu problemele unor instituții, trebuie să aibă loc neapărat. Eu trebuie să recunosc și eu până în prezent am făcut audiență cetățenilor doar în teritoriu ca deputat din circumscripție respectiv, dar și anterior ca deputat responsabil de un raion sau altul. Dar audiența la președintele Parlamentului este necesar, fiindcă chiar și pe ziua de astăzi, când am ascultat problemele cu care au venit, mulți au venit cu problemele unor instituții. Problemele unor instituții au afectat unele persoane, așa cum ar fi Colegiul de Vinificație din Stauceni, unde persoanele din 2015 nu mai sunt achitate cu salariu, mai mult acolo au apărut și altele probleme financiare foarte grave. Grădina botanică, ceea ce este foarte interesant, dar și Asociația Surzilor, cu suportul pentru grădina botanică, că nu, asta este o capodoperă, probabil că la toată Republica Moldova și noi, plantele cele care sunt în carte roșie, trebuie să le păstrăm și pentru asta ar trebui să contribuim. Dar au venit și cu o propunere foarte interesantă, domnul director. Uite, de ce n-am face noi niște lucrări obștești în care s-ar implica diferite instituții. Și eu am spus atunci, de ce nu și deputații din Parlament, să venim la un subotnic așa numit și cu secretariatul Parlamentului, să facem o curățenie acolo, fiindcă ei cu angajații care au în grădina botanică nu pot să fac asigur lucrul ăsta. Și eu cred că cu mare drag toți colegii mei s-ar implica. Asociația Surzilor, care au venit cu problemele care există în studiile care le capătă copiii cu deficiență de auz. Noi am făcut această dezinstituționalizare a copiilor și incluziunea lor în societate. În realitate, de copiii ăștia nu se ocupă absolut nimeni, fiindcă într-o școală generală copilul respectiv nu sunt specialiști care să-i predea lui pentru copiii ăștia cu deficiență de auz. Și atunci ei, după absolvirea 9 clase, ei absolut sunt analfabeți. Și îmi spun aici din Asociația Surzilor, când vin, ei se încadrează pe ei, trebuie să înceapă de la început. Au abordat problema că trebuie să pregătiți în instituțiile noastre de învățământ, dar asta este o problemă și mai de mult timp. Trebuie să fie pregătiți translatori pentru surdomuți. Este și altă problemă cum pedagogii din școlile generale, dacă sunt copii de genul ăsta, cum să le predeie. Dar noi trebuie să înțelegem cum pedagog obișnuit, un pedagog de matematică, el nu poate să transmită prin gestul surdomuților. Și atunci copiii ăștia decad din societate. I-am întrebat câți copii noi am avea de genul acesta, au spus peste 400 de copii, care cândva erau incluși în școlile internat și erau instruiți. Eu tot cândva am patronat o școală internat pentru copii cu deficiență de auz din Hârbovăț, raionul Călăraș, și cândva școala aceea erau 130 de copii, acum au rămas 21 de copii. Ce s-a întâmplat? Sunt mai puțini copii de genul ăsta? Sau copiii ăștia pur și simplu au rămas fără nicio atenție? Cu toate că în școala care am patronat-o erau niște condiții extraordinare, cu clase lingofonice, cu diferite utilaje pentru copiii ăștia ca ei studiază. Deci problemele acestea noi trebuie să le auzim. S-au făcut mai multe, zicem, greșeli într-o perioadă oarecare de... Dar cine ar să aibă grijă de societatea noastră și cine ar să le acorde toată asistența și copiilor și vârstnicilor? A venit o doamnă care pare o idee să construiască un centru de reabilitare și atunci am spus, haideți să discutați, chiar dacă ar fi pe bază privată, acest centru de reabilitare este gata să investească, dar sigur că aici trebuie să în coordonare cu Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, fiindcă este ține de sănătatea oamenilor. Sunt diferite idei și eu i-am recomandat doamnei respective, haideți, faceți un business plan să vedem dacă vreți să construiți bază private și cum îl ducem până la capăt ca să nu fie pur și simplu o declarație și nimic să nu se primească din asta. Deci oamenii și au fost și cu întrebări pur personale. Uite, cineva nu poate să ajungă la familie, trebuie să vedem, fiindcă este în alt țară.
Lumea este acum foarte mobilă și dacă apar unele probleme, trebuie să-i ajutăm. Cu toții sunt cetățenii noștri. Fericitate, eu cred că noi o să încercăm o dată pe lună să facem neapărat audiență cetățenilor cu locația, nu știu dacă este cea mai bună aici. Noi însă ne gândim, probabil că în sediul cealaltă de mai jos a Parlamentului, ca să și oamenilor să le fie mai comod, să nu stea pe coridoare, în picioare, fiindcă asta e foarte important.